Vladimir Putin pregătește mobilizarea generală în Rusia. Undă de șoc la nivel mondial. Informația a fost lansată chiar de către președintele rus, Vladimir Putin. SUA anunță că liderul de la Kremlin pregătește mobilizarea generală în cadrul unui discurs ce ar fi transmis chiar marți seară. Putin a declarat recent că armele rusești folosite împotriva forțelor ucrainene au o eficiență ridicată. Președintele rus Vladimir Putin trebuia să țină, marți seara, un discurs extrem de important potrivit presei ruse. Cu toate acestea, se pare că discursul a fost amânat, iar canalul de propagandă rete a șters linkul la care urma să difuzeze anunțul președintelui rus. Discursul lui Vladimir Putin era așteptată după ce oficialii ruși din zonele Ucraine neocupate de Rusia au anunțat că vor organiza în acest weekend referendumuri pentru unirea cu Rusia. Știre inițială Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat marți că armele și echipamentele rusești folosite împotriva forțelor ucrainene au o eficiență ridicată, relatează CNN. Armele rusești folosite în timpul operațiunii militare speciale arată o eficiență ridicată. În primul rând, este vorba despre aviație, rachete de înaltă precizie cu rază lungă de acțiune, arme de aviație, arme blindate și altele. Ele permit distrugerea infrastructurii militare, posturilor de comandă, echipamentelor dinamice, atacarea locațiilor formațiunilor naționaliste, minimizând în același timp pierderile în rândul personalului, a declarat Vladimir Putin în cadrul unei întâlniri cu șefii întreprinderilor din domeniul militar-industrial.